Baltagul, de Mihail Sadoveanu. Personaje: Viitorul Lipan, Nechifor Lipan, soțul Vitorii, personaj absent, copiilor: Gheorghiță, Minodora, Calistrat Bogza și Lie Cuțui. Romanul de față surprinde un aspect din viața muntenilor din zona Tarcăului. Încă din primele pagini aflăm că Viitorul Lipan îl așteaptă pe Nechifor, soțul ei, care a plecat în toamnă la Dorna cu oile și nu s-a mai întors. Între timp se întoarce și Gheorghiță acasă, fiul ei, plecat și el la apa Jijei pentru a duce oile la iernat, pe care îl anunțase în prealabil de dispariția tatălui. Semnele din natură încep să-și facă simțite prezența, toate determinându-o să se îngrijoreze. Vitura își visează soțul cu fața spre apus, călare pe cal, lângă o apă mare neagră. De asemenea, Vitoria află de la Mitrea că vremea începe să se strice, încă un motiv în plus să se îngrijoreze, deoarece Nichifor încă nu s-a întors și iarna bate la ușă. Vitoria caută alinare, dar și răspunsuri la întrebările ei la baba Miranda, vrăjitoarea, dar și la părintele din sat. Baba Miranda îi spune că soțul ei a plecat cu o altă femeie, ghicindu-i în cărți. Preotul însă, aflându-i îngrijorarea, o asigură că totul este bine și nu are de ce să-și facă griji. Vitoria nu crede niciuna dintre variantele auzite. În timp ce așteaptă răspuns de la acesta, aflăm că Minodora se îndrăgostise de fiul dascălui din sat, Ghiță Topor, care îi scria scrisori, iar mama își mustră fiica pentru comportamentul neadecvat, avertizându-o să-și pregătească zestrea, pentru că în scurt timp o va căsători cu un om cinstit și harnic, tot din tagma muntenilor și a crescătorilor de oi. Vitoria merge mai întâi la mănăstirea Bistrița pentru a se întâlni cu starețul mănăstirii, care o sfătuiește să meargă să anunțe autoritățile de dispariția lui Nechifor, care de 73 de zile nu a mai dat niciun semn. Se închină la Sfânta Ana și citește în ochii Sfintei răspunsul la întrebările sale și își dă seama că ceva rău s-a petrecut cu Nechifor. Vitoria decide să plece ea însăși în căutarea soțului, neavând încredere în autorități, nu înainte însă de a o lăsa pe Minodora la mănăstirea Văratec în lipsa ei. Astfel că se pregătește de drum. Mai întâi ține post 40 de zile, se spovedește și se împărtășește, dar sfințește și baltagul nou pentru Gheorghiță, fiul ei, pe care îl va lua cu ea la drum. Pentru a face rost de bani, vinde negustorului David, cu care Nechifor mai făcuse afaceri, burduful de brânză, pieile de oaie, făcând rost de 38.000 de lei, după care pleacă împreună cu acesta spre Călugăreni, unde stătea moș David și unde adesea mai poposea Nechifor în drumul său, reconstituind traseul acestuia. În ziua de vineri, 10 martie, după ce își închină caii pagi, pornesc la drum. Popasul de seară l-au făcut la Bicaz, la Han la Donea. Aici află că ar fi trecut prin toamnă Nechifor, fiind singur, și se ducea în sus, având un cal bun. Următoarea oprire au făcut-o la Călugăreni, la casa domnului David, unde au stat o noapte. În dimineața zilei următoare au plecat spre Farcașa, unde au făcut popas. Vitoria afla de la Moș Plică, potcovarul, că Nechifor astătoamnă trecuse pe acolo să-și potcovească calul. De aici, Vitoria și Gheorghiță au plecat mai departe spre Vatra Dornei, dar s-au oprit la Borca, întâlnind în calea lor un botez. De asemenea, în mod simbolic, la cruci au dat peste o nuntă, făcând urare frumoasă miresei. La cancelarie, la Vatra Dornei, a aflat că Nechifor cumpărase 300 de oi de la Gheorghe Adamachi și Vasile Ursachi, după care a plecat împreună cu doi ciobani. În satul Sabașa, la crâșma domnului Iorgu Vasiliu, a aflat că turma de oi care a ajuns acolo era însoțită numai de doi călăreți și, din descrierea lui, niciunul dintre ei nu era Nechifor Lipan. Unul se numea Calistrat Bogza. Acum Vitoria realizează că trebuie să-și caute soțul între Sabașa și Suha, căci aici își pierduse urma. A aflat și numele celui de-al doilea călăreț, Ilie Cuțui, prieten cu Calistrat Bogza.
Vituri a chemat pe aceștia la primărie pentru a le pune întrebări și pentru a afla mai multe despre Nichifor Lipan. Ei au venit, dar la primărie, dar nu au spus nimic despre Nichifor. Tot la Sabașa, Vitoria și Gheorghița au găsit câinele lui Nichifor, pe nume Lupu, și au urcat împreună spre Suha. În timp ce mergeau în apropiere de crucea Talienilor, câinele a început să se agite și să latre la cai. A coborât într-o râpă, urmat îndeaproape de Gheorghiță. Aici au găsit o semintă lui Nechifor, pe care l-au recunoscut după haine și după lucrurile pe care le avea la el. După semnele trupului, și-au dat seama că a avut o moarte violentă. Lăsându-l pe Gheorghiță să păzească mortul, Vitoria pleacă la Sabașa și, spre seară, se întoarce cu Toma și cu un străjer. Priveghiul devine pentru Gheorghiță o formă de maturizare, făcându-l să-și învingă fricile și să se maturizeze. Vitoria face toată rânduiala creștinească de mormântare și invită și pe cei doi suspecți, Calistrat Bogza și Ilie Cuțui. În timpul praznicului, prin întrebări scoditoare, dar și prin faptul că povestește cu lux de amănunte modul în care Nechifor a fost ucis, îl determină pe Calistrat Bogza să izbucnească, simțindu-se încolțit. Atunci Gheorghiță, la îndemnul mamei, ridică baltagul să lovească, iar câinele Lupu, eliberat, sare la gâtul criminalului, imobilizându-l. Calistrat Bogza își mărturisește crima și, înainte de a muri, îi cere iertare Vitoriei pentru tot răul pe care l-a cauzat. Romanul se termină cu intențiile Vitoriei privind praznicul pentru Nechifor și căsătoria fiicei sale, Minodora.